Cred că a fost una din cele mai bune partide de Liga 1 pe care am văzut-o ca spectaculositate, da, mă refer, da, pentru spectatori, și efortul celor două echipe a fost unul peste media Ligii 1, un efort maximal. Două reprize total diferite, prima repriză în care Farul putea să intre, da, lejer la pauză, două goluri diferență, au avut ocazii mari de tot la 1-0. Repriza a doua, totală a Rapidului, în care Rapidul merita să întoarcă jocul. Niciodată de mult n-am văzut Farul să fie dominată într-o repriză cum a fost dominată pe Giurgiu repriza a doua. Diferență mare între cele două reprize. Prima repriză, Alibec imperial, e bine pentru fotbalul românesc, care are câștigat un fotbalist ca Alibec, e bine și pentru echipa națională, că eu cred că nu are cum să lipsească de la echipa națională. Dacă își va menține forma fizică pe care o are în momentul de față, aleargă, atitudine și așa mai departe. Și aici, bineînțeles, este meritul lui Hagi, care uite cum redescoperă jucători care vin tot timpul la Farul, se întorc cu probleme și în timp foarte scurt ajung fotbaliști care domină competiția internă, pentru că Alibec ce a putut să facă în prima repriză și nu mai la jocul ăsta. Cu Dragoș Grigore, acum vreau să te întreb. și cred că n-are cum să spune fotbal și l-a pus și în fund. Ce să mai zicem? A dormit bine Dragoș după meciul ăsta, cred. Dar te întreb altceva. Trebuie judecat Alibec că l-a umilit în halul ăsta sau trebuie să ne ridicăm niște semne de întrebare în ceea ce privește performanța la vârsta asta lui Dragoș Grigore, dacă ar mai trebui să rămână sau nu? Eu cred că orice fundaș prinde Alibec în forma care a avut-o în prima repriză la jocul ăsta, pățea la fel. Deci nu e vorba de vârstă, că nu mai poate Dragoș Grigore. Nu, și nu e vorba de adversarul pe care l-a avut. El este într-o formă și rezultatele Farului în mare măsură îi se datorează sigur grupului, dar și lui în mod particular, pentru că evoluțiile lui la jocuri sunt unele, iese absolut tot. Și când îți iese absolut tot, joci cu zâmbet pe buze, se vede, a lăsat, eu știu, ifosele care le avea înainte cu mâinile alea pe sus, să se certe cu arbitrii. Nu, ai văzut cum strânge, m-am uitat și la gol, cum a strâns echipa când a dat gol și cum făcea și la galerie. Eu cred în momentul de față Alibec este liderul echipei la Farul Constanța. Și rezultatele Farului sunt întâmplătoare când dau un asemenea lider. De ce s-au schimbat lucrurile după pauză și a dominat Rapidul atât de autoritar? Ce nu m-am așteptat. Nu m-am așteptat. Înseamnă că Adi Mutu a avut un discurs, i-a trezit la realitate pe jucători la pauză, pentru că aici se vede și antrenorul, când, în momentul în care intervine când e greu, nu când merge joaca. Și bineînțeles, publicul ăsta care păgiulești, chiar dacă nu ești în formă, oricât ți-ar fi de greu, publicul te împinge de la spate. Treci peste bariera aia, că simți că lumea și oamenii apreciază când văd Rapidul. Chiar dacă jocurile nu sunt unele spectaculoase, chiar dacă, eu știu, câștigă un gol diferență, dar oamenii apreciază dăruirea cu care joacă jucătorii. Da. Toți aleargă și în momentele mai grele îi împing de la spate. Mutu a fost un pic criticat înainte de partidă. A fost făcut chiar obraznic la adresa lui Hagi, pentru că a spus că vă așteptăm în jurești să vedem care pe care. Lumea a spus că ar fi trebuit să fie un pic mai respectuos. Uite că acum totuși a cam ieșit cu fruntea sus Mutu. Ce părere ai? Păi da, Mutu este un fost mare jucător, este un om cu personalitate. Da. Foarte bine. Face parte, cred eu, din categoria antrenorilor cu care nu merge și așa. Omul are personalitate, omul are un cuvânt de spus, merge pe filozofia lui. Deci nu a jignit, nu mi s-a părut că a jignit pe cineva. A avut o ieșire în care a dat încredere grupului lui, echipei lui. Sigur că dacă a deranja pe cineva, dar nu văd de ce să deranjeze. El a spus foarte clar, domnule, să vedem care pe care, care este mai bun. Sigur că Pănașul trebuie să-l respect, până la urmă, Pănașul are întotdeauna dreptate, știi cum e, Victor. Da, da. Dar înainte de un asemenea meci, tu faci orice ca antrenor sau ca și conducător ca echipa ta să câștige. Și declarațiile care le dai vin într-un anumit context. Nu le faci în fiecare zi. Da. Pe de altă parte, vreau să discutăm un pic și despre cifrele acestei partide. Mă uit pe statistică, pe Flash Score, 62% posesie pentru Rapid. Ți-ai fi imaginat vreodată cu echipă în Liga 1 poate să aibă posesia asta în fața Farului? Este pentru prima dată, repet. Da, da. Și acest lucru se datorează în primul rând părții a doua. Că prima repriză, eu cred că posesia, părerea mea, că a fost de partea Farului. Nu mai spun numărul de ocazii de gol clare. Adică Moldovan a avut două intervenții la scorul de 1-0, incredibile. 1-1. Din nou, și nu este prima dată, evoluția lui, eu cred că în momentul de față Horațiu Moldovan trebuie să fie titularul echipei naționale. Titular? Peste Radu? Titular. Radu este cu probleme. L-am văzut, e cu probleme acum și medicale, am înțeles. Eu cred că a venit timpul ca Moldovan să debuteze la echipa națională. Mi se pare un portar care dă foarte mare siguranță. Intervențiile lui au fost unele decisive. La 2-0, părerea mea că era foarte greu de revenit. Da. La un metru șutul ăla de sub bară și bineînțeles zona centrală acolo e la fel ocazii mari. Farul lider meritat la final de tur? Foarte meritat.
clasamentul mi se pare unul normal, cu echipele care au abordat cu seriozitate campionatul. Da. Acum sigur că echipele mari vin din urmă, vezi CFR Cluj, chiar și Craiova. Ce revenire incredibilă a CFR-ului. Era de așteptat. Uită-te ultimele două jocuri astea cu Cluj. Aici s-a făcut diferența. Sigur că a fost și greșeli de arbitraj, dar diferența a fost făcută de lotul CFR-ului. Au jucat acum 3 zile cu un lot în care oricând poți să-l pui să joace și au odihnit jucătorii și au venit cu jucătorii odihniți. Și au luat 3 puncte. Și au luat 3 puncte meritate din punctul meu. Și atenție, au două meciuri mai puțin, două restanțe. Mai puțin. Așa, cu Botoșan și FCSB. Nu ușoare. FCSB va fi care pe care, Botoșan să zicem că în principiu iei 3 puncte. Dar CFR-ul în momentul de față, dacă ia 3 puncte din cele două restanțe, ajunge peste Rapid în clasament. Eu cred că Petrescu e nemulțumit cu numai 3 puncte. Eu cred că trebuie să ia 6 puncte. Nu mai vorbim dacă ia 6 puncte, să zice 34 la egalitate cu Farul pe primul loc. Da, știa toată lumea că au două restanțe și da. Le-au la îndemână. Joacă acasă, nu? Da. Da. Crezi că e mulțumit Hagi de chiar și de o egalitate de puncte cu CFR-ul la finalul turului? Nimeni nu s-a așteptat ca el, cu siguranță. Cu echipă, Farul, totuși. Farul este o echipă care merită să fie acolo unde este. Datorită jocului, datorită și jocului în apărare. Da. Că uite câte goluri au primit. O echipă care primește foarte greu gol. Și jocului din atac, au jucători, ui la ăștia mici, la Pitu, la... Cine mai e pe acolo? Sârbu și tu, apropo de asta, remarcați și de FCSB. L-ai văzut pe ăsta micul, da, cu Rapidul, da, cu Sârbu. A preluat-o acolo, jos, cum a pus-o, personalitate. Asta înseamnă Farul Constanța. Pentru că l-au pe Hagi. Și Hagi îți dă personalitate. El a fost un jucător personalitate. A fost un jucător care i-a plăcut să facă cam ce a vrut el. Și asta au jucătorii mari, personalitate. Da. El a insuflat-o la toți jucătorii de la el. Dacă te uiți, îi iei pe toți așa apărând, îi vezi că nu se dă la o parte. Nici când e de luptă, nici când e de... când se aprinde acolo o vâlvătaie, sunt toți împreună. Deci... Dar este meritoriu pentru că merită, din toate punctele de vedere. Da. Vorbeam de Pituș, de Sârbu, remarcați de FCSB. Sunt copți în momentul de față să meargă, de exemplu, la FCSB, să fie transferați? Fără niciun fel de probleme, dar nu cred că vor pleca la FCSB în momentul de față. Va cere Hagi bani mulți, crezi? Se vor înscrie în rețeta pe care am mai făcut-o cu Gigi. Bani mulți, n-a vândut. A vândut și de 3 milioane, nu Florinel Coma sau cât a costat, da, Florinel, da, Coma. Da, da, da. A vândut, da, orice este posibil. Relațiile sunt bune între cei doi. Orice este posibil, dar nu cred în momentul de față. Toată lumea cum joacă mai bine, hop, la FCSB. Toată lumea vorbește, domnule Grea. De ce? Că Gigi e singur care plătește sume de transfer mari. Dar sunt jucători care oricând, sigur, pot să joace numai la, și la Craiova și la CFR. Ce lipsește Rapidului în momentul de față, din punctul tău de vedere, pentru a se bate la titlu? Pentru că a fost acolo, a fost pe primul loc, după aia la egalitate cu Farul, a căzut un pic pe 2 și acum uite că vine CFR-ul din urmă și deja e la un pas să piardă și locul 2. Calitatea lotului. Eu cred că jucătorii care au fost aduși, mare parte din ei nu au confirmat. Okay. În afară de Dunga, zici? Da. Dacă ne uităm la Ciobanu, Costache, Iaco, nu, Ciobanu, nu. Costache și ce a mai fost Dusol, acolo. Dusol, nici n-a prea jucat. Nici n-a prea jucat. Florin jucători Ștefan. Care, la fel, jucători care nu au confirmat. Aici cred că se va face și diferența și la sfârșit. Pentru că în momentul în care mergi, sigur, Rapidul este și în cupă. O să vezi cum se vine și jocurile de cupe. Păi, să joci la 3 zile. Angelescu a declarat, și citez din Angelescu, cupa este obiectivul lui Adimutu, îmi doresc campionatul, dar nu este un obiectiv în acest sezon. Ce părere ai? Da, este. Cupa este un obiectiv pentru mai multe echipe care nu se pot bate la campionat. Eu cam așa o iau. Domne, cu campionatul mai ușurel. Dar să luăm ceva. Dar să luăm ceva. Cupa, sigur, au o grupă, nu e ușoară, cu cine sunt ei în grupe acolo, în Cupa României, dar pentru Rapid, orice trofeu în acesta este important, pentru că sunt 100 anul de ani, centenarului, anul centenarului și una e să vii cu o performanță și alta e să vii, eu știu, cu, eu cred că și prezența în play-off este o performanță din punctul meu de vedere. Cu actualul lot, repet, ca să te bazi la campionat trebuie mai mult. Mai mult și ca număr și ca valoare. Și calitate și cantitate. Din punctul tău de vedere, ce număr ar trebui să aibă, ce număr de jucători ar trebui să aibă un lot care cu adevărat să se lupte la titlu, eventual și la Europa și așa mai departe? Te duci normal la o echipă, da, care nu te bazi la titlu, normală, așa, te duci în 25 de jucători cu 3, da, portari. Dar în momentul în care ai obiective, cupă europeană, grupe și așa, părerea mea că te duci într-un 35 de jucători. CFR-ul are și avea și mai mulți. Avea și mai mulți. Acum nu cred că pe, da, acolo sunt. Pe acolo. Deci dar optim, tu spui că optim e undeva la 35 ca să te bați pe toate planurile.
automat și bugetul se încarcă și trebuie să suporte această încărcătură la 35.